Florin Cărciumaru vrea ca toate proiectele de hotărâre ce urmează să fie pe ordinea de zi la Consiliul Local din Târgu Jiu să fie discutate înainte la partid. Liderul PSD Gorj le-a propus colegilor de partid acest lucru chiar la ședința Biroului Permanent Județean. Tot cu această ocazie, socialdemocrații au discutat și despre campania electorală de la Telești. Nemulțumit de tensiunea din Consiliul Local al Primăriei Târgu Jiu, Florin Cârciumaru anunță că va verifica personal proiectele de hotărâre. Nu că atenționez pe cineva din cadrul Partidului Social Democrat, dar după ce va avea loc ședința de birou permanent, special voi organiza o întâlnire la care să participe toți consilierii PSD municipali. Bineînțeles, conducerea partidului de la municipiu, cât și conducerea partidului la nivel de județ. Vreau să purtăm o discuție pe tema colaborării în Consiliul Local, pe tema colaborării cu domnul primar, pentru că, până la urmă, să nu uităm că oamenii din municipiul Târgu Jiu ne-au votat într-un procent destul de bun. Socialdemocrații au discutat la această ședință și despre campania electorală de la Telești, acolo unde se vor desfășura alegeri parțiale în data de 5 noiembrie.